ce-ai dorit. Fericit ai cântat tuturor. Opriți timpul, clipa asta minunată. În suflet vreau să păstrez, să iubesc și să visez. Opriți timpul. Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Dați-mi voie să le mulțumesc balerinilor de la Unodance pentru acest frumos moment coreografic semnat de către Silviu Popa. Mulțumesc frumos, dragii mei! Unodance! Iată că astăzi avem o ediție altfel. Spun asta pentru că nu avem un singur protagonist care să oprească timpul în această frumoasă duminică de toamnă, ci avem o serie de artiști reuniți toți sub aripa Cat Music. Vreau să vă spun despre Cat Music, este una dintre casele de discuri care îi reprezintă pe unii dintre cei mai influenți și de succes artiști din România ultimilor 20 de ani. Milioane de vizualizări la piesele și videoclipurile de pe canalul de YouTube, primele poziții în topurile muzicale naționale și internaționale fac din Cat Music unul dintre principalii jucători din industria muzicală românească. Cat Music a lansat de-a lungul timpului artiști care prin hiturile lansate și conceptele inovatoare pe care le-au adus au scris, aș putea spune, o parte din istoria muzicii de divertisment din România. O mică pagină de istorie vom scrie și noi astăzi pentru că se vor perinda și ne vor încânta astăzi în platou artiști ai acestei case de discuri, ar trebui să spun o parte din artiștii care au semnat cu Cat Music și ca să nu mai lungesc vorba, vreau deja să invit în platou o superbitate de fată de care noi ne-am îndrăgostit, noi o iubim, o iubiți și dumneavoastră și o admirăm pentru tot ce a realizat până acum, atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Ea a lansat de curând o piesă nouă cu un videoclip de senzație în care artista s-a jucat cu o imagine care evocă stilul, gesturile și șarmul prințeselor din cele mai cunoscute povești ale lumii. Drept să vă spun, nici nu știu cum o să o prezint. Să-i spun scufița roșie, albă ca zăpada, cenușereasa, Ariel, no. Cel mai bine pe numele ei real, Elena Gheorghe! Ei, bine o splendoare! O splendoare de fată! Vai ce frumoasă ești! Vai ce frumoasă! Ăștia sunt pantofii din Vrăjitorul din Oz. Nu, ăștia sunt pantofii cenușerese. Cenușerese? Viziunea noastră, pentru că i-am purtat în cel mai nou videoclip al meu care se numește Autograf și la un moment dat i-am pierdut, pentru că așa se întâmplă, nu pierzi un pantof când ești exact, cenușereasa. Exact, așa. Și ce să zic, am văzut că sunt pe placul tuturor. Sunt super, cine i-a creat? I-am cumpărat de undeva din Londra, când am fost în vacanță. I-am văzut într-o vitrină și m-am îndrăgostit de ei și am absolut zis, gata, trebuie să fie ai mei. Bravo! Ce știu eu despre videoclip este că are toate datele unui scurt metraj, așa e? Așa este. Două zile de filmare. Câte ținute? Șase, parcă. Șase ținute, da. Am avut 40 de dansatori. Am avut 4 rutine de coreografice. Deci diferite coreografii, da. Și cel mai important este că ne-am simțit foarte bine. Cine a regizat videoclipul? Alin Surdu a fost regizor. Îl salutăm pe această cale. Îl salutăm. Și fetele de la ANS s-au ocupat de concept. Adică ele au auzit melodia și au zis ce ar fi dacă am transformat-o pe Elena
într-o prințesă Disney. Și a zis, și am zis, dar de ce să nu mă transformați în toate prințesele Disney? Așa este. Minunat. Oricum, tu ai o carieră impresionantă. Adu-mi aminte câtă vreme ai stat pe locul întâi cu piesa Echo. Cu piesa Echo am fost 4 luni de zile, number one. A fost o perioadă foarte frumoasă și sperăm să se repete. Și a mai fost o perioadă foarte frumoasă cu Señor Loco și cu Mamma Mia. Am reușit să fiu number one în Italia, Spania și Polonia. Wow. Timp de 2 luni de zile. Și cea mai frumoasă, cel mai frumos lucru a fost când am ajuns în Polonia sau în Spania sau în Italia, cântam piesa și nu reușeam să cânt tot pentru că oamenii cântau atât de tare. Vai, ce frumos. Și mi-era atât de drag să-i ascult și am zis, lasă, mai bine nu cânt eu acum, îi las pe ei. Și știau toate versurile, mă cunoșteau, mă strigau pe stradă, adică se întâmpla același lucru ca în România. Extraordinar. Și eu când merg de obicei în afara țării, sunt în vacanță în sensul în care pot să merg într-o pereche de tene și poate un jeans, un tricou, ceva foarte relaxat. Da, da. Și sunt așa, o persoană normală, nu oprește nimeni pe stradă, așa, nu se mai întâmpla chestia asta și am zis opa! Opa! Da, oricum tu ai mai avut un mare succes cu un CD de muzică armânească. Așa este, primul CD de muzică armânească lansat vreodată oficial în România. L-am făcut în colaborare cu Steaua Divrari și cu Gicu Coadă, pe care îi salut, vă pup băieți. Și a fost o surpriză din partea mea pentru bunica mea, pentru Dada. Dada fiind mama tatălui meu, care este machedoancă jet de jet. Și Dada tot îmi spunea, dar de ce nu scoți și un CD de muzică machedonească? Și am zis, nu știu dacă o să-l înțeleagă lumea, dacă o să-l aprecieze. Și într-o zi am zis, nu, trebuie să fac lucrul ăsta. Și uite că s-a bucurat de mare succes, a avut dreptate Dada mea, pe care o pup și o iubesc. Să rămână, doamne. Iubita mea, vreau să arunci un ochi la această canapea. Nu e așa că e foarte frumoasă? Este foarte frumoasă, mai ales că are elementele acestea tradiționale. Exact. Nu? Și dăm voie acum să le reamintesc telespectatorilor faptul că la finalul acestei luni veți putea, adică săptămâna viitoare, veți putea câștiga această frumoasă canapea cu motive tradiționale, oferită dumneavoastră prin intermediul nostru de către sponsorii noștri dragi, Mobila Dalin. Așadar, vă invit să ne urmăriți pentru ca duminica viitoare unul dintre dumneavoastră să poată câștiga această confortabilă canapea. Mai multe detalii și produse puteți desigur întotdeauna vedea pe site-ul firmei și anume www.mobiladalin.ro. Și acum vreau să o invit pe Elena Gheorghe să ne prezinte acest ultim succes al ei, să ne prezinte și videoclipul și mulțumim Cat Music, casa de discuri cu care lucrează de ani de zile, să vedem și noi piesa, să ne bucurăm de ea și desigur să ne bucurăm de prezența acestei prințese adevărate. Mulțumesc foarte mult, Clara Rotescu, pentru această rochiță. Este care făcută splendidă. Special pentru basmul meu autograf. Cu adevărat, e splendidă. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Elena Gheorghe! Povestea noastră nu-i poveste.
și una avem nopți. Să mă iubești, să mă iubești. Viața e altfel de când ai pus sara și piperul și ai dat gust. Când nu găseam niciun răspuns, Cupido inima mi-a stăpuns. Ai venit ca un actor și totul s-a schimbat. Mi-ai scris că mă iubești într-un autograf. Mulțumesc tare mult, mulțumesc foarte mult și Laurențiu Duță, pentru că el este cel care a scris această frumoasă piesă. Și le mulțumesc băieților de la 3 Sud-Est că au venit să filmeze alături de mine la acest videoclip. Minunat. A fost o nebunie și lui Glenz, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult, tu din fericire ne-ai mai adus o piesă și am să-ți permit să te retragi ca să te schimbi. Da, pentru că nu prea se potrivește povestea cu următoarea piesă. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc, Elena Gheorghe, te așteptăm! Următorii invitați alcătuiesc una dintre cele mai îndrăgite trupe de pop-rock de la noi, care au împlinit în acest an 17 ani de existență. Stilul lor a suferit de-a lungul anilor influențe din diferite alte genuri muzicale, dar calitatea muzicilor nu a suferit nicio modificare. Sunt și ei reprezentați de către Cat Music și au pregătit o surpriză pentru toamna aceasta alături de Melina. Este vorba de băieții de la Bere Gratis! Sărmâna, mă bucur mult că te vedem! Este Melina! Mă bucur să vă revăd. Să spun ce ți-am adus aici. Uite, ia să văd. Ăsta este mesajul nostru când a fost ziua ta. Hai mai în față. De când am cântat. Așa este. Când am cântat în centrul Bucureștiului, nu da, e de exact, la exact, 555 exact, da. De ani de... Că vai, atunci când facem un duet, că tot e și Melina aici, tot să mă trimis și mie prin WhatsApp, dacă te rog. Am cântat, dacă că am nu cântat, cred că o să vadă camera. Dacă am cântat cu Corina, să încercăm, da. Nu mai am cu cine să mai cânt. Ba da, tu poți să cânti cu oricine. Dintre gagici la Superstar. Tu poți să cânti cu cine vrea sufletelul tău. Ți-am spus că tu ești un fel de Liza Minnelli, așa, deci challenge-ul e bine? Liana, ce frumos vorbește soțul tău. Mă bucur să te revăd, Miță. Și noi mulțumim de invitație. Și văd că ai o solistă nouă, pe Melina eu o știu, dar vreau să-ți spun bine ai venit și... Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Spune-ne câteva cuvinte despre tine. Păi eu am început cu poza de album pe care toată lumea o știe, alături de Vescan. Și de atunci a început lumea să audă de mine. Eu sunt și compozitoare și producător și cânt și fac de toate. Adică tu ce întrezi tu dai cu capul, am exact, înțeles. Exact, exact, exact. Dar evident că am o echipă care mă ajută, pentru că singură n-ai cum să faci sigur, toate lucrurile, sigur. Mango Records. Și ne-a angajat și pe noi. Și da, și ne-am angajat și pe ei cu normă întreagă. Așa. Așa. Da, și am văzut ce a făcut, ce a făcut noi, pentru că este piesa noastră și am vrut un aer foarte fresh și un aer potrivit pentru acest cântec, care este chiar ușor atipic pentru Bere Gratis ca melodie, dar cred că e o piesă care totuși ne reprezintă, noi având background într-o paletă coloristică destul de mare. Știu.
Știu, și aveți o muzică frumoasă și dansantă și plăcută. Vreau să te rog, Melina, vino lângă mine. Vreau să te rog să-mi prezinți pe colegii tăi pentru televizor. O să las pe Mițe să-i prezinte. Marian la tobe, Robert la clape, Marius chitară și Radu bas. Ne-ați adus din fericire și un videoclip. Din câte știu eu, titlul piesei este Până sus la cer. Da, direcția... Direcția finală e... Finală oricum. E, nu, da, dar piesa este veselă, așa că suntem în regulă. De care ureche să te trag? De dreapta, de stânga? Nu, de niciuna, suntem bine. Văd că ai uite, am cercel să aici, nu te doară. Am în ambele părți. Aha. Bun, dar știi că se poate să fie un succes până la cer. Da, așa ne dorim. O rugăciune până la cer, o fericire până la cer. Hai să ne uităm la partea, da, partea plină a paharului. Da. Bine ați venit încă o dată și vă ascultăm și desigur vă aplaudăm. Bere gratis! Să se audă muzica până sus la cer. Știam că într-o zi se va sfârși vacanța. Mă-ntorc în garsonieră și las în fiecare seară amintirea verii la îndemână pe noptieră. Eu vara asta am iubit mai mult ca niciodată. Sper să o mai văd vreodată. Și în loc să stau cu ea pe plajă până la răsărit, am factura la lumină și chirie de plătit. Și cu toate astea, și cu toate astea, și cu toate astea, să se audă muzica. A fost bere gratis și Melina. Foarte drăguță piesă, dansantă. Mulțumim. Foarte, foarte drăguță. Urechiabilă îi spunem noi în gașcă. Alica Muca Mirmilic? Da. N-ai înțeles nimic, dar am vorbit destul de clar pe tine. Să rețineți, vă rog, atunci când soțul, prietenul, logodnicul nu vă ascultă, îi spuneți că Alica Muca Mirmilic și cel puțin... Ce de râde, domnul! Cel puțin o să facă ochii mari, zic că ce vrea asta. Te pun eu la curent, să afli ce e nou, zic.
Amir Milic. Păi nu? Te ascultăm, senior loco. Păi, senior loco. Senior loco înseamnă domnul nebun. După Calica Muca Amir Milic, merge un senior loco. Senior loco. Loco, toată lumea știe da. Deja o grămadă de cuvinte spaniolești. E un fel de mirminic. Iubita mea, toți operatorii noștri sunt deja loco, sunt seniori ei, nu ca vârstă. Noroc că stau și eu de vorbă cu un adult. Vreau să mă laud și eu cu o colaborare cu Cat Music acum 5 ani, în 2010. Acesta a fost primul CD, de-aia scrie CD-ul meu, a fost primul CD pe care l-am primit dintr-o cutie întreagă și am ales că ăsta va rămâne, uite, are și data 2010, va rămâne CD-ul mamă al meu, se numea O Rochie de Mireasă, a fost un CD de mare succes, am luat premiul al Radiodifuziunii Române, un premiu pentru care nu mi-am pus nicio pilă, pe cuvânt de onoare. Așa? Și vreau să vă invit să luați loc, pentru că vreau să vă cânt și eu ceva astăzi, de pe CD-ul ăsta. Scos la Cat Music. Luați loc, vă rog. Mulțumesc frumos. Deci, de pe acest album o să-mi facă plăcere să vă amintesc o piesă pe care am cântat-o mai puțin, care este foarte drăguță și are un titlu, o problemă de dicție, aș spune, Calica Muca Mirmilic. O să vedeți despre ce e vorba. Tratează un subiect cât se poate de actual. Era actual și acum 5 ani și va mai fi încă vreo 5 ani de acum înainte. Și mulțumesc foarte mult baletul lui Uno Dance și lui Ionuț Sartenie, pe care îl invit alături de mine să mă ajute să vă prezint această situație dramatică. Calica Muca Cianciannel, nel, nel. Nu nica muca tortoșel. Hei, hei, hei. De la o vreme tu ești foarte ocupat. Orice încep să spun, tai fraza imediat, zici. Taș, dragă, sunt stresat. Am multe să îți spun și nu mă ascult deloc. Continuu mă întrerup. Degeaba mă fac foc, zici. Taș, dragă, sunt stresat. Azi n-am chef deloc. Poate altă dat. Dar eu tot îți vorbesc și alte cuvinte o să folosesc. Calica Muca Zorzonel.
să spun, dai fraza imediat zici. Taci, dragă, sunt stresat. Oh, azi n-ai chef deloc. Parcă ești criza. Mulțumesc, Kino Dance! Mulțumesc frumos! Minunații noștri balerini, nu sunt dansatori, sunt balerini. Și sigur, sunt foarte buni actori și au umor. Mulțumesc foarte mult! Să rețineți, vă rog, atunci când soțul, prietenul, logodnicul nu vă ascultă, îi spuneți Calica Muca Birmilic și cel puțin, cel de râde, domnul, cel puțin o să facă ochii mari, zică ce vrea asta. E atent pentru o clipă. Bun, doamnelor și domnilor, ne întoarcem la subiectul emisiunii noastre, și anume artiștii care au bucuria să lucreze cu Cat Music. Și ne întoarcem la Elena Gheorghe! Wow! Calica Muca Mirmilic? Ți-a plăcut asta? Deci a fost mortală. Cum? Nu știu cine a făcut textul, dar eu, e textul este meu. Este absolut minunat. Ia cum ai zis? Calica Muca Mirmilic? Da. Deci e prea tare. Și mai am una, Nunica Muca Tortoșel. Nunica Muca Tortoșel. Ok. Bine, deci asta spui când te enervează bărbatul? Nu, sau da. Când vezi ca să știu că... cum o folosesc. Deci când vezi că nu e atent, îi spui o gibberish, se spune în engleză. O chestie de asta din care n-are niciun sens. Și ăla totuși zice, domnule, asta a zis alt ce ai zis? Și te spui, a, n-ai înțeles, îți explic eu. Culmea e că eu așa mi-alintam cățelul, câinele, eu n-am atunci cățele, atunci câine. Și așa l-alintam, nu mai știam cum să-l alint. Și atunci inventam tot felul. Și când a fost vorba să fac textul ăsta, da, e foarte drăguț. Deci e foarte bun. Data viitoare te voi contacta. Da, când îmi dai telefon. Alo, Calica Muca Tortoșel, ce mai faci? Nu, da, chiar mă gândesc serios să-mi faci un text. Adică e plin de Doamne hați ajută, și, Doamne ajută. Se rețin. Se rețin. Da. Dacă era difuzat și la radio, era de mult. Și la gherda, în fine. Nu erau nici așa. Scumpa mea, ești mea. De o frumusețe. Mulțumesc. Absolut răpitoare. Mulțumesc tare, tare frumos. Păi trebuia să mă îmbrac Spanish pentru că voi cânta o piesă cu accente, cu influențe. Ole. Exact, ole. Ole, bravo. Te ascultăm, senior loco. Păi, senior loco. Senior loco înseamnă domnul nebun. Calica Muca Mirmilic, merge un senior loco. Nu știm cum să-l mai răsfățăm. Nu știm cum să-l mai răsfățăm. Îl exact. Punem în toate felurile. Nu, dar știi ce vreau să zic? Senior loco, loco, toată lumea știe deja o grămadă de cuvinte spaniolești. Nu, loco înseamnă nebun, înseamnă zăpăcit. Senior loco, domnul zăpăcit. Păi când o vede pe Elena în costum ăsta, sigur că înnebunește. Devine mirmilic complet. Mirmilic. Elena Gheorghe! Señor loco, Elena, no me tortures, mami, me tienes loco. Zumba. You want a piece of my pie, I know you want it.
Iubita mea, toți operatorii noștri sunt deja loco, sunt seniori ei, nu ca vârstă, dar sunt loco, n-au șansa să te țină și de talie ca mine. Eu te rog să o pup pe Marioara Man-Gheorghe, mămica ta, iubita și scumpa mea, că amândouă am debutat la Steaua Fără Nume acum vreo 244 de ani. Asta nu ne... Așa, foarte tare, deci foarte tare. Așa, și spune să rămână tăticului tău că este preot. Sigur, sigur, mulțumesc tare mult pentru invitație. M-am simțit foarte bine ca de obicei la tine. Tu știi că te iubesc. Și să ne vedem cu bine apreciez. Și la emisiune și la coafor. Și la coafor și la cântări, că ne-am mai întâlnit. Doamnelor și domnilor, Elena Gheorghe. Eu le mulțumesc băieților de la Bere Gratis că au avut răbdare să mă suporte. Nu, dar am avut ce vedea aici. Așa este, nu? O păpușică de fată. Și nu numai la Elena, și chiar m-am uitat că ai avut... Mi-am adus aminte de musicalurile din alea. Mi-e dor deja de tănase. Când am văzut atâta dansatori și cu actorie. E, și trebuie. Cu... Să știi că roata noi nu mai putem inventa. Spectacolele de divertisment au... deja un format plus minus inventat de mult. Eu te felicit pentru că... Mulțumesc foarte mult. Te rog să feliciți toată echipa, pentru că aici este o muncă de echipă, așa cum e întotdeauna într-o televiziune sau un post de radio. Eu vă mulțumesc mult pentru participare. Cu bucurie. Vă doresc mult succes. Vă doresc șlagăre peste șlagăre și Doamne ajută să ne mai întâlnim și pe la alte ocazii, că noi plăcere. Ne mai întâlnim. Cu mare plăcere. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Mița. Mulțumesc frumos. Stimați prieteni, doresc să invit acum în platoul emisiunii Opriți Timpul trei soliști din generația mai tânără care au deja mare succes, piesele lor având un număr mare de vizualizări pe YouTube și fiind difuzate la radiourile comerciale. Este vorba de Isa, Denisa Trofin și de Felipe. Și aș vrea să vă povestesc câte puțin despre fiecare, așa că cel mai simplu lucru ar fi să-i invit în platou și să-i rog să ia loc lângă mine. Eu sunt Felipe. Tu ești Felipe. Eu sunt Denisa. Denisa și Isa. Vă rog să luați loc, copii. Bine ați venit. Bine în platoul emisiunii Opriți Timpul. Și vă felicit deja pentru că lucrați cu Cat Music și vă bucurați de succes. Denisa Trofin, din informațiile pe care noi le-am primit de la Casa de Discuri, cântă de la vârsta de 5 ani și în prezent este eleva Colegiului Național Matei Basarab din București. Până aici este. E bine, da? Este foarte bine, da. Te rog să continui tu ca să nu vorbesc numai eu. Desigur. Vreau să vă spun în primul rând că am mai fost la dumneavoastră în emisiune când aveam 10 ani, adică acum 8 ani de zile. Extraordinar! Da. Nu te țin minte, nu te-am recunoscut. Păi am crescut, normal. Sigur. Să mă mai țineți minte. Frumusețe de fată. Mulțumesc mult. Și da, într-adevăr, când de la vârsta de 5 ani, adică de 13 ani de zile, și de un an de zile sunt onorată să fiu artistă Cat Music. Și astăzi am venit cu cel mai nou single, Oxigen, la care am lucrat cu foarte, foarte mare plăcere și abia aștept să vă cânt această piesă. E adevărat că ai studiat pianul și ai fost eleva lui Marius Țeicu? Da, am fost eleva domnului Țeicu mulți ani de zile și am studiat și pianul. Mi-a făcut o deosebită plăcere să lucrez cu domnul Țeicu. O încântare de băiat. Da, da, într-adevăr. Bun, vreau să o întreb pe Isa. Isa sau Isa? Isa. Cu S. Cu S. Isa. Mă bucur mult să te văd. Tu ești elevă, unde? La Colegiul Național Sfântul Sava. Oh! Da, așa. Clasa 10-a. Știi de ce am spus-o? Pentru că eu am făcut școala de muzică până în clasa 9-a. Și în ultimul an, ca să câștig un an, m-am mutat la Colegiul Sfântul Sava. Da. Mă leagă ceva și de liceu. Așa. Și eu cânt de mică, de foarte mică. Părinții m-au auzit prin casă cântând, fredonând. Și au zis, măi, hai să o ducem la o audiție. Nu prea erau de acord, pentru că muzica nu este o profesie foarte sigură. Așa că eu mă împart, fac și muzică, dar vreau și să ajung cineva și să învăț. Faci foarte bine. Și m-au dus la doamna Crina Mardare la audiție, am fost acceptată.
După câțiva ani am fost chemată la un studio, la noi production. Am înregistrat o piesă Arde Dor, cu care am mai fost aici. Apoi Amprente, pe care vă prezint astăzi, și am semnat cu Cat Music, mulțumesc foarte mult și sunt foarte onorată. Sigur că da. Și sper ca totul să meargă așa cum mi-am propus. E, acum e rândul să vorbim cu un domn, un adevărat. Eu nu mai sunt elev de vreo 10 ani de zile. Noroc că stau și eu de vorbă cu un adult. Chiar vreau să vă spun că încerc să opresc timpul de pe la 20 de ani și uite că am făcut 30. Dumneavoastră cum ați reușit? Sunteți foarte tânără, după emisiune stăm de vorbă. Ah, perfect, mai bine. Perfect. Felipe este atât cântăreț cât și producător muzical. El compunând piese pentru o serie de artiști de la noi deja, cum ar fi Cristina Rus, Delia, mai ajută-mă, Connector. Da, am lucrat cu Connector, am lucrat cu DJ Rino și Silvia. Lucrez mai nou cu Fady, un artist internațional, nou pe piață la noi, dar foarte, cu un succes foarte mare. Carmen Simionescu, fata lui Adrian, minune, probabil da, știți. Da, are un știu, succes foarte mare. Cu care ai single-ul acum. Da, da. Prima piesă pe care am compus-o are undeva la 23 de milioane de vizualizări. Extraordinar. Super. Clip plus, plus video. Da. Petrec timpul în studio, cam asta fac. Dața e un joc, astăzi ai mâine n-ai noroc. Să știți că starea de bună dispoziție se face ca rolul unui actor. Îți dai singur curaj și deodată ești bine dispus. Mergem peste tot, ne simțim bine, ne creștem copii, compunem, unii ne mai însurăm. E vreunul neînsurat dintre voi? Da, nu te-ai însurat încă, Cristina. Noi trăim pentru muzică și trăim prin muzică și trăim din muzică. Așa am ajuns să ne facem o carieră în muzică. Și nu am făcut o carieră în alte domenii. Exact. Unii fizică au atomică. Studiat medicină. Cine a studiat medicină? Eu. Aceștia sunt invitații de acum și propun, pentru că ultimul cu care am stat de vorbă a fost Felipe, propun da, să ne da, cânte el. Șahmat, în colaborare cu Carmen Simionescu. Așa se numește piesa. Șahmat. Să dăm șahmat problemelor în viață. Doamne ajută! Doamne ajută, haideți! Te ascultăm, Felipe! Problemele vin, tu nu te împiedici să cad.
Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, Felipe! Rog acum pe Denisa să ne prezinte și ea piesa Oxigen. Sigur că da, piesa Oxigen, cu tot cu videoclipul pe care l-am filmat. Cu videoclip. Și cu această cale vreau să-i mulțumesc și lui Vali Bărbulescu, Deliei Tudose și Zinaidei pentru tot ce au făcut pentru acest videoclip. Foarte bine, e foarte frumos. Denisa Trofin. Denisa Trofin, mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și eu! Mulțumesc mult! Isa, da. Tu ce ne cânti? Am să cânt noul meu single, Amprente, în colaborare cu Pașaman. Și vreau să mulțumesc regizorului Cercel Lazar, pisicuțelor mele de la Cat Music. Așa. Și FCR, compozitorul. Ok. Te invităm în mijlocul platoului împreună cu piesa Amprente. Mă urmărești, știi că nici cu sirene nu mă găsești.
spart, cazana din Bovești, tri-tri-tri-tri din dong, n-ai cum să mă găsești. Am plecat unde nici nu gândești. Nu mai am pentru tine ce-am avut. Și dacă aș fi știut de când te-am cunoscut, aș fi purtat un scut. Am plecat în lume să o iau de la început. Degeaba îmi stai în cale, nu mai ai cartușe. Visează în continuare la iubirea cu cătușe. Degeaba îmi stai în cale, nu mai ai cartușe. Nu mai ai armă să mă rănești. Așa te-amprende pe inima ta, n-o să mă găsești nici cu poliția. Am plecat departe cu inima ta, n-o să mă găsești nici cu poliția. Am lăsat amprente pe inima ta, n-o să mă găsești nici cu poliția. Am plecat departe cu inima ta, n-o să mă găsești nici cu poliția. Here it is again. Girl, you're so sweet, sweet, I'm telling you this. Mă uit în ochii tăi și pășesc când vara viscă. You're so sweet, sweet, I'm telling you that. Te caut de atâta timp, dar parcă te-ai evaporat. Și știi bine că te plac mereu, mă întreb de ce ai plecat. Dar sunt sigur că ești bine și că te-ai reprofilat. Îți place viața ta, patap, cu micul dejun la pat. Iar când îți trimit mesaj, îmi răspunzi codificat. Mi-a plăcut foarte mult. Câți ani ai? 16 ani. Bravo, scumpa mea. Mulțumesc. O căprioară de fetiță. Mi-a adus aminte de generația mea la 16 ani. Bine, noi încercam atunci să dansăm twist și să-l învățăm cu prosopul, dar eram la fel de zăpăciți. Bravo, scumpa mea. Eu îți doresc să continui orice vrei să faci, să faci cu curaj. Mulțumesc. Și cu același zâmbet și cu gropiță, pentru că ești foarte drăguță. Și să Mulțumesc. Nu te tunzi. Nu mă tund. Bun. Promit. Te-am Mulțumesc pupat. Frumos. Isa! O dulceață de fetiță. O plăcere emisiunea de astăzi, așa, estimați prieteni. Tinerețe, voie bună! O extraordinară gură de oxigen, iar eu la rândul meu sunt o fericită că trăiesc între oameni mult mai tineri și mă lipsesc sau încerc să mă molipsesc din energia lor de viață. Câteodată le dau eu lor, mă rog, depinde. Invit acum în platou o trupă care ne-a mai călcat pragul și în alte rânduri și a căror muzică ne transmite o stare de bine și de bună dispoziție. Vă mai dau un secret. Să știți că starea de bună dispoziție se face ca rolul unui actor. Îți dai singur curaj și deodată ești bine dispus. Așa, ca să mai supraviețuim, cine știe ce vremuri vin, gata, am tăcut. Ca istoric, se poate vorbi de peste 10 ani de activitate muzicală și mai mult de 1000 de concerte live în cele mai variate locații. Din 2006, trupa face parte din echipa emisiunii Cronica Cărcotașilor, așa încât îmi face plăcere să invit în scenă cutiuța muzicală, ar fi traducerea titlului acestei formații, sau și mai simplu jukebox, alături de Cristina Caramarcu. Sărut mâinile, bine v-am găsit! Bine ați venit, Alex, bine ai venit! Să o vedem! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Opa, sunteți în trupă completă! Da. Așa, eu pe voi nu prea vă cunosc, așa că nu știu să spun eu multe, vă întreb pe voi ce mai faceți și poftiți mai în față să aveți lumină și voi! Noi facem bine. Așa, uite. Venim aici și vorbim ca să încapă toată lumea. Facem lucrurile pe care ne-am dorit să le facem în viață și iată le facem, adică muzică. Doamne Cântăm, ajută, așa. Avem concerte. Sigur. Venim la Național TV. Yes, sir. Mergem peste tot, ne simțim bine, ne creștem copii, compunem, unii ne mai însurăm.
Am lansat și o piesă cu care n-am ajuns încă la dumneavoastră, se cheamă Addicted, făcută în colaborare cu Tasty Records, adică ei au făcut-o și noi o cântăm, și care ne place foarte mult și ne reprezintă. O să o auziți. Stai, care dintre voi s-a însurat recent, că înțeleg? Alexandru. Auzi, ia prezintă-ne, te rog, colegii. Doamnelor și domnilor, ia-o de la stânga la dreapta sau cum vrei tu. Domnișoara Cristina Caramarcu. Mulțumesc. Domnul Sergiu Moldovan la clape. Domnul Adi Tătrade la tobe, omul care bate. Domnul Alina Goe la bas. Viorel Dodoc, omul cel mai serios din trupă. O veselie exuberantă, efervescentă. Andrei Apostol la chitară. Și doamnelor și domnilor, ca să venim și cu partea de lifestyle și monden, Alexandru tocmai s-a căsătorit. Alexandru are un copil mic care îl lasă deocamdată să doarmă și este cel mai fericit tată din lume în momentul ăsta. Ce bine! E bună băiețel? Seara. Bună ziua! Da, bună ziua! Sigur. Bună ziua! Bună ziua, da! E băiețel? Eu sunt Alexandru Matei, l-a însurat recent. Da. Așa! Cât are băiețelul tău și cum îl cheamă? Trei luni și câteva zile. Așa, și de se ce? Numește? Alex Daniel. Alex Daniel. Să-ți trăiască, complimente soției, casă de piatră. Mulțumim frumos. Să fiți sănătoși și fericiți și să vă bucurați toată viața de copiii voștri, că probabil o să mai urmeze încă unul. Cine își dorești? Trebuie să mă odihnesc un pic deocamdată. Stai puțin, n-am înțeles, dar de ce oftezi tu că soția ta l-a născut? Stai că până una alta... Da, da, și eu stau în cameră când plânge. Ah, în timp ce soția pune laptele, spală scutecele... Ok. Glumesc, te tachinez, da, dai voie. Nicio problemă. E vreunul nensurat dintre voi? Da, nu te-ai însurat încă, Cristina. Nu, nu e, nu-i nimic, în timpul nu-i pierdut. Eu am și un tricou pe care scrie nemuritate. Mai ies cu el, poate. Vreau să fac o glumă și să spun, și dacă el îți va spune știi, acum te-ai măritat, scos tricou și nici nu mai cânti. Nu. Ok. Voi aveți... Adică el poate să spună, dar va muri în chinuri groaznice. Vei avea grijă de asta. Va avea grijă de asta. De ce? Da, la noi e o problemă. Faptul că pentru noi muzica înseamnă viață. Și atunci să ne iei muzica e ca și cum ne lua oxigenul, ca să citez o artistă care vreme, tocmai da? A cântat, da. Pentru că noi trăim pentru muzică și trăim prin muzică și trăim din muzică și atunci totul la noi este legat de muzică. Și, atunci și de cariera în sine. Da, pentru că așa am ajuns să ne facem o carieră în muzică. Și nu am făcut o carieră în alte domenii. În exact. Care unii fizica au atomică. Studiat medicină. Cine a studiat medicină? Eu. Aleator vorbind. Așa. Voi ne veți cânta două piese, deocamdată Addicted. Da. O piesă care nouă ne place foarte mult. Așa. Și o piesă mai veche pe care noi o știm și o apreciem, ediție specială. La una dintre ele aveți și videoclip. Da. La prima. La prima. La prima. Copii, îmi face o reală plăcere să vă ascult și mi-a făcut plăcere să vă revăd în studioul emisiunii Opriți Timpul. Doamnelor și domnilor, Jukebox! Mulțumim! And you brought me to life, but kill me with your love, and now I can't forget you. It's like a sweet night. I'm gonna love you to the end of my days. You're gonna play me and step on my face. I know you're gonna hurt me and tease me and leave me tonight. Come on. I'm addicted to you. If you can't help me to find a way to run from your baby,
Sună aproape englezesc, bubble, știi, mă gândeam, nu. Da, păi foarte mulți îmi spun și bubble. Da, în glumă, bubble, sper. Bubble, da. Și vreau să spun că mi-a fost dor și le-am spus și fetelor, tremur când mă ating ușor, cum o face, spun dolor. Și vreau să spun că mi-a fost dor și le-am spus și fetelor, tremur când mă ating ușor, cum o face, spun dolor. Melodia asta are un singur cusur, mare, e prea scurtă. Nu se mai fac așa cum îmi plac în mama.
Mulțumim! Adevărul e că fetele frumoase sunt întotdeauna în ediție limitată. Aici ați spus bine, dar îmi place textul ăsta. E foarte inspirat. Bravo, copii! A fost formația Jukebox! Mulțumim! Stimați prieteni, invit acum două tineri artiste. Una cu un nume de familie atipic pentru România, pasionată de muzică încă din copilărie, ea a moștenit talentul din familie, iar alături de cei 10 frați ai săi, a cântat în corul bisericii. Este vorba de Lidia Buble și alături de ea este Amira, despre care vreau să aflu mai multe. Deci Lidia Buble și Amira! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Tu ești... Eu sunt cea cu numele atipic Buble, da? Da! Da, sună aproape englezesc, bubble, știi, mă gândeam, nu. Da, păi foarte mulți îmi spun și bubble. Da, în bubble, glumă, bubble, sper. Da. Haideți aici. Știu că ai făcut gimnastică de performanță și de asta ai un corp atât de splendid și o costumație cu totul particulară. Mulțumesc, wow. Mulțumesc mult. Sper că astea să... Da, au fermoar. Bun, ți-ar fi luat vreo 3 ore să le legi. Au tot ce trebuie. Ai făcut, deci, ce fel de gimnastică? Gimnastică aerobică. Aerobică. Gimnastică aerobică și atletism. Mai faci? Mai fac doar în timpul liber, când am timp liber, când nu mai prea am multe concerte, multe spectacole și atunci timpul meu e mai limitat. Dar ții și o dietă cât de cât adecvată? Eu într-un timp după ce am renunțat la gimnastică, mă îngrășasem aproape 10 kg. Pentru că am început să mănânc tot ceea ce acolo mi era interzis. Adică ciocolată, paste, cartofi, toate astea. Iar după ce am renunțat la gimnastică, am început să le mănânc în exces. M-am îngrășat 10 kg și acum le-am dat jos mai mult, adevărat, că am 12-13 kg am slăbit. Ai intrat într-o dietă și ai revenit la gimnastică? Nu, tocmai asta este problema. Când am ținut dietă, nu reușeam să slăbesc nicicum. Când am renunțat la dietă și mă săturasem și am zis, gata, până aici, dacă e să rămân cu kilogramele astea, asta este. Și când am început să nu mai împese, am început să slăbesc foarte mult. Pentru că n-ai mai mâncat. Probabil a fost o perioadă în care, după o lipsă teribilă, după o frustrare, ți-ai dat voie să te... Da. De altfel, mi-aduc aminte că un proverb chinez, probabil care vă 10.000 de ani vechime, spune că pentru a comprima ceva, mai întâi trebuie să-l lași să se dilate cu adevărat. Bravo, ai făcut o performanță. Mulțumesc, și acum nu te mai îngrași pentru că ai un corp ușor de prințesă. Mulțumesc. Și în București de câtă vreme stai? În București am aproximativ 4 ani și jumătate, cam așa, da. Tu, Amira, ai un nume exotic, un nume... Arabesc. Arabesc, foarte frumos nume. Mulțumesc. Am o nepoată care se numește Amira. Deși e româncă, dintr-o poveste frumoasă. Și la mine e la fel, o poveste. E o poveste de dragoste între părinți, nu? Nu, ai mei sunt ambii români. Da. Dar e mai complicat. Inițial nașul meu era arab, apoi m-au botezat nașii mei români. Amira. Da. Foarte frumos, nume de prințesă. Lidia Buble și Amira ne vor cânta piesa Le-am spus și fetelor. Poftiți! Fost dor. Și vreau să spun că mi-a fost dor.
ajuns în fiecare. În fine, am auzit și eu piesa asta la mine în platou, pentru că altfel o auzim doar la radio. Spune-ne despre videoclip, te rog. Despre videoclip, videoclipul a fost realizat de Dan Petcan. Vestimentația noastră a fost asigurată de Amir și Magda. Mulțumesc, Traviata, pentru make-up. Mulțumesc, Adrian Sână și Premium Artist pentru piesă. Așa. Și Kate Music pentru colaborare. Într-adevăr, câteva echipe imbatabile. Îți mulțumesc foarte mult și mulțumesc îți doresc foarte mult succes și ție la fel. Mulțumesc. Fetele sunt foarte frumoase, te rog să ni le prezinți și nouă. Ea este Alisa. Iar ea este Dudu. O cheamă Andreea, dar noi îi spunem Dudu. Mulțumesc foarte mult, mulțumim, fetelor. Vă doresc mult succes și Doamne ajută să ne revedem sănătoase. Mulțumim, mulțumim, vă pupă. La revedere. La revedere. Mă bucur acum să revăd o altă solistă frumoasă, dar nu frumoasă, foarte frumoasă și talentată, de origine din Timișoara, pe care n-am mai văzut-o de multișor. Acum revine cu un single nou pe niște ritmuri senzuale de latino. Lavinia! Te pup! Mă bucur să te revăd. Adevărul e că nu ne-am văzut de ceva timp. Ceva timp și să știi că mi-era dor de tine. Și mie. Cu adevărat. Vreau să ți-l prezint pe Lucas. Lucas, hola, bienvenido. Direct din Argentina vine aici la noi. Bine, am mai poposit puțin în România. Așa. Astfel încât vorbește foarte bine. Ai învățat românește? Românești. Așa. Așa, cât de cât. Cât de cât. De unde ești din Argentina? Din Buenos Aires. Chiar? Oh. Da. Ah, ce oraș splendid. Haideți mai în față, copii. Nici nu știu cu ce să încep. Știi ce aș face? Întâi m-aș da la o parte ca să te filmeze operatorii noștri înainte să cânți, așa, după care am să o invit frumos și cu mare drag pe Lavinia, împreună cu partenerul, cu Lucas. Este singurul dansator autentic de flamenco din România. L-am văzut doar la televizor și în spectacole. Aș face așa, după ce ne cântă și ne, cât de cât ne săturăm ochii, aș invita-o pe scaune pentru că aș vrea să
stau un pic de vorbă cu ea. Mare drag. Are și un videoclip, dar o avem pe ea aici, alături în carne și oase. Lavinia, Aroma de la mor. Să poftiți alături de mine. Melodia asta are un singur cusur mare. E prea scurtă. E prea scurtă și nu-i dă nici lui suficient timp să-și pună talent extraordinar în mișcare. Ce mai faci? Încep întâi cu doamnele, da? Ladies first. Ce mai faci? Frumoasă. Foarte bine, mulțumesc. Am lansat această piesă și sunt bucuroasă. Cumva m-am întors la vechea mea dragoste, pentru că și înainte am cântat muzică latino. Însă între timp am mai schimbat stilul. Iar acum am simțit nevoia să mă reîntorc. Am intrat în studio la Noi Production și împreună cu băieții de acolo am început să compunem această piesă. M-am îndrăgostit de ea de la primele acorduri. Și ce a fost interesant este faptul că simțeam nevoia să am în acest videoclip un dansator autentic de flamenco. Asta și m-am gândit, zic, n-am nicio șansă să găsesc în România. Desigur, avem dansatori foarte buni, dar autentic, în adevăratul sens al cuvântului, mi-era greu să cred că voi găsi. Impresarul meu, Florin Edelcu, a venit cu ideea, cunosc eu pe cineva și l-a dus pe Lucas. Când l-am văzut, zic, da, el este! Și Lucas m-a ajutat și trebuie să-i mulțumesc cu această ocazie, chiar și la textul acestei piese, pentru că mi-am dorit. Eu vorbesc spaniolă, dar când vine vorba să scriu în spaniolă, e puțin mai complicat. Sigur că da. Și atunci
am spus ok, este exact ce trebuie, trebuie să mă ajut să facem împreună acest text și a ieșit ce ați auzit mai devreme. Videoclipul a adunat destul de multe vizualizări într-un timp scurt, ceea ce mă bucură foarte mult. Sigur, sigur. Și mergem înainte. Lucrăm în continuare. Mă bucur foarte mult că l-am cunoscut. A fost o colaborare și o provocare, pentru că i-am spus de la început, zic, e destul de greu să mă înveți într-un timp foarte scurt aceste mișcări de flamenco, însă a reușit să mă învețe câteva mișcări și chiar vreau să mă duc la sala lui, pentru că el are o sală. Îți dau o microfonă? Da, sigur că da, pentru că vreau să știu și eu mai multe. Ai o școală de dans? Avem și școală de dans și avem, adică, mai multe lucruri legate de ce înseamnă flamenco, fiindcă aici nu este dezvoltată treaba asta. Deci acolo se învață doar flamenco? Doar flamenco. Am înțeles. În care, da. Și ai elevi de toate vârstele, cred. Toate vârstele. Chiar, pentru că nu are vârstă, chiar este, avem de la 6 ani până la 50, nu e o problemă. Adică, nu e o problemă. Sigur, sigur. Mă bucur din suflet. Sau de câți ani ești în România? Păi de am fost mai mult timp plecat. Adică eu plec tot timpul. Sunt aici, dar avem și concerte afară și, adică, ai contracte. Avem contracte. Flamenco ceva internațional, nu este numai pentru o singură țară. Adică, sigur, sigur că și da. Și atunci eu fiind atât de departe. Ai și asistenți, ai oameni care predau? Da, asistență avem, noi avem două dansatoare și mai avem și trupa noastră. Adică gitarist, solist, avem pentru a face orice legat de chestia asta, că avea nevoie. Chiar sigur România avea nevoie de flamenco, sigur așa. Sigur că da, sigur. Și atunci chiar am reușit. A intrat Andreea Bănică, uite ce frumoasă e. Exact ca un supereroi. Ține-mă de mână, du-mă până la lună. Eu m-am întors un pic către tine. Nu m-ai văzut, nu m-ai observat. Și m-am gândit că dacă eu cu gurița mea mică și cu vocea mea tare o să zic, vai Andreea, să las acolo cu o dramă. Fii pentru mine din nou un supererou, un supererou. Cred că nu ai fost niciodată pupată de cal, să zic așa, pupată. Vă urez la 66 de ani să arătați ca mine. Da, mulțumim. Doamne ajută. Exact ca un supererou. Am o veste foarte bună. Avem o artistă de asemenea frumoasă care ne onorează cu prezența pentru prima oară în studioul emisiunii Opriți Timpul. Despre ea, pe cât e de frumoasă și de talentată, pot să vă spun că a avut o ascensiune fulminantă, ajungând în top și menținându-se acolo tot timpul. O apariție spectaculoasă pe care ne bucurăm să o putem avea astăzi, repet, pentru prima oară în platoul emisiunii Opriți Timpul. Mă duc să o întâmpin la baza scărilor pe frumoasa Andreea Bănică! Bună ziua! Stimată doamnă iubită! Scumpa mea, te rog să-mi spui, Corina, în primul și în primul rând. Okay. Și hai să-ți fac puțin o test. Puțin cam greu, no. Pentru că eram fana dumneavoastră când eram mică. Și nu numai a dumneavoastră, ci a tuturor colegilor dumneavoastră. Pentru că îmi doream să devin cântăreață, îmi doream să devin mare, să devin cunoscută, să afle lumea despre mine și despre ceea ce pot eu să fac și ceea ce pot să dăruiesc oamenilor și publicului. Și atunci era clar că încercam pe fiecare în parte să vă copiez sau să mă îmbrac ca voi, să cânt ca voi. Dar eu vreau să-i fac lui Andreea o mărturisire. Eram într-o zi într-un magazin, la unul din mall-urile din București. Încercam să trec neobservată, să îmi caut, de exemplu, vesta de pe mine. Și la un moment dat, două fete care căutau numerașele de lângă mine, una i-a dat un colt celelalte și a spus: a intrat Andreea Bănică, uite ce frumoasă e. Eu m-am întors un pic către tine, nu m-ai văzut, nu m-ai observat. Eu am rămas cu nasul în haine. Deja mă simt pentru prost, că nu m-am observat. Nu. Și am să spun de ce. Și tu încercai să treci neobservată, normal.
Și m-am gândit că dacă eu cu gurița mea mică și cu vocea mea tare o să zic, vai Andreea, să las acolo cu o dramă. Drept pentru care eu tiptil am ieșit afară din magazin și m-am întors după vreo jumătate de oră când tu plecați. Așa că astăzi îmi face plăcere să spun asta. Și mie și mă bucur tare mult că vă cunosc așa personal, să știți. Și eu la fel. Sunt foarte fericită să fiu astăzi aici. Spune-ne acum despre noul tău single. Se numește Super Erou. Cred că și această piesă este puțin inspirată din viața mea și din supereroii mei, să zic așa, pentru că tatăl meu este primul supererou din viața mea. Apoi, după ce el nu a mai fost, se pare că Lucian i-a luat locul. Lucian, iubitul meu și soțul meu actual. El este supereroul din viața mea, pentru care cânt și astăzi și nu numai pentru el, normal că cânt pentru publicul meu și pentru cei care mă iubesc. Dar el este inspirația Este ta. Inspirația mea. Muza și să știți ta. Că de la piesa Celaș iubit, de acolo încoace se pare că piesele mele sunt puțin cam dedicate așa lui Lucian, iar producătorii s-au tot gândit la lucrul acesta. Se pare că după Același iubit a urmat piesa 2, deci tot despre viața noastră, despre noi doi. Am devenit 3 între timp și sunt fericită. Doamne ajută. E, și ne-am oprit la Super Erou astăzi. Am gândit să vă cânt această piesă. Este o baladă foarte frumoasă, ceea ce nu prea a ascultat lumea din partea mea. Nu, publicul meu este obișnuit așa să fie antrenant, însă de data asta am să schimb puțin stilul, pentru că mi-era și mie dor să cânt ceva liniștit. O baladă. Cine a compus piesa? Făcută de Randy și WhatsApp, cei de la Famous Production au produs piesa. Clipul l-a făcut bunul meu prieten Dan Petcan, căruia îi mulțumesc. Mi-a făcut cele mai frumoase videoclipuri cu care am colaborat, într-adevăr foarte frumoase. Mi-au făcut niște clipuri în care într-adevăr m-am simțit prințesă. Eu te-aș ruga frumos să ne cânti întâi și apoi să mai stai cu noi, cu pentru drag. Că este o încântare să fii alături de noi. Mulțumesc din suflet, cu mult cu mare drag. Plăcere. Andreea Bănică. Ceva nu mă lasă. Tu mă ascunzi la pietută și mă ferești de tot ce-i rău. Am zile în care în mine-i furtună și viața-mi pare o mare minciună. Apar și mă salvez din nou, exact ca un supererou. Ține-mă de mână, du-mă până la lună, de soarele cadou, fii pentru mine.
Andreea Bănică, te rog să poftești lângă noi. Dați-mi voie să împreună cu colegul, pe prietenul meu și bunul meu prieten Mircea Steriu. Este un băiat extraordinar de talentat. Bine ai venit. Te rog să poftești alături care de noi. Care cântă alături de mine în evenimente speciale. Te rog să iei loc, Andreea. O să-l opresc și pe el aici lângă noi. Te rog. Iată, aș vrea să cunoaștem acum și pe colaboratorul tău, pe tânărul chitarist. Mircea, care mă întreba, o să vorbesc, o să trebuiască să spun ceva. Este Mircea Steriu, un bun prieten de-al meu, un băiat extraordinar de talentat, căruia îi mulțumesc că vine cu mine peste tot și zilele astea sunt cam istovitoare, așa și pentru el și pentru mine, pentru că suntem în promovare pentru această foarte piesă. Foarte frumos cântec. Și atunci mulțumesc frumos și atunci normal că amândoi ne plimbăm peste tot. Am înțeles. Și vă ajutați... Ne ajutăm reciproc. Câți ani ai, Mircea? Dă-i, te rog, microfonul. Bună ziua. Bună ziua. Am 19 ani. Să crești mare, să fii sănătos. Ce vrei să faci în viață în continuare? Muzică, bănuiesc. Exact. Ce mă vedeți acum făcând, asta vreau să fac toată viața. M-am hotărât, asta voi face. N-am de ales. Bun, mulțumesc frumos. Vreau acum să o întreb din nou pe Andreea mulțumesc despre videoclip, care e la fel de frumos ca și piesa. Mulțumesc. Da, am vrut să fie un fel de cinema, un fel de film. Să pară ca un film. În general, mi-a plăcut să, împreună cu casa mea de discuri, să investesc în videoclipurile mele, în aparițiile mele. Este un videoclip destul de scump. Și nu este singurul videoclip scump al meu, însă s-a dorit foarte mult să se vadă calitatea și adevărul este că a ieșit ceva extraordinar. N-a fost ușor pentru nimeni, a trebuit să se filmeze calul acela foarte multe ore, nu l-am găsit foarte ușor, la sugestia mea au găsit acel cal, am vrut să fie așa robust, mușchiulos, să arate foarte bine, să fie negru, lucios, în contrast cu mine, eu fiind blondă. Avem acele acrobații care s-au executat de către un dansator, un băiat cu care colaborez de foarte mulți ani și mi-am dat seama că apare cam în 4 videoclipuri de ale mele de-a lungul carierei mele și ultima dată când ne-am văzut am spus cred că noi vom îmbătrâni împreună pentru că mai în aproape toate videoclipurile mele apare și el. S-a făcut acel dans în făină, să pară, cum să spun eu, explozie de, da, pudră de pudră, însă n-a fost pudră, ci făină, câteva kilograme bune de făină s-au cumpărat și s-a filmat foarte mult timp, adică am filmat cam 30 de ore. Acest videoclip, da. Bravo. În frig, eu eram undeva aproape de un grajd, era foarte frig afară și la un moment dat când se dădea stop cadru, fugeam în mașină să mă încălzesc. Da, da. Apoi da, când da, mi se spunea la cadru, când auzeam la cadru, deja mă enervam. Știam ce mă așteaptă, știam că trebuie să îndur frigul acela. Da, da. Dar asta este, până la urmă, viața noastră de artist. Sigur, îndurăm, sigur. Dar ne place ceea ce facem. Sigur. În primul rând, eu ca și artist îmi iubesc meseria atât de mult încât pot să fac orice. Orice. Sigur, sigur. Sunt foarte curioasă ceilalți colegi de-ai mei. Dacă Lavinia. Acum, în timp ce povestea Andreea momentul acesta cu frigul, am trecut și eu prin asta și știu ce înseamnă. La acest videoclip însă n-am avut probleme de genul ăsta. Plus, și în afară de asta ne-am și distrat, pentru că Luca s-a făcut atmosfera acolo, ne-a învățat pe toți să dansăm. A fost mai ușor de data asta, dar am trecut și eu prin momente și prin... Cred că nu ai fost niciodată pupată de cal. Să zic așa, pupată. În ghilimele, pentru că eu m-am întors la... A fost prima oară când am avut contact cu un cal, când am pus mâna pe un cal real, pentru că mi era frică de cai. Și nu călărisem niciodată și regizorul mi-a spus, te rog să iei niște lecții de călărie. Da, sigur voi lua. Nu am avut timp de așa ceva. Am zis, vedem cum o să facem și o să filmăm. Și m-am apropiat de cal și la un dat când m-am întors, am simțit așa prin păr, ceva umed în spatele meu și eu zic, opa, s-a îndrăgostit asta de mine. Asta e foarte frumos. Și, să știi că și eu am avut o experiență de genul acesta la un videoclip de-al meu, Dragoste cu împrumut. Și tu ai avut un videoclip cu calul. Am filmat alături de un cal superb, mi-aduc aminte, îl cheamă Pus.
Și m-am reîntors acolo. Aveam o perioadă în care mergeam și îi duceam în care. M-am împrietenit cu acel cal și îmi place de atunci să merg la echitație. Adică atât de mult m-am îndrăgostit de calul acela. Experiențe frumoase. Experiențe minunate și vă felicit, fetelor, și vă urez în continuare o carieră foarte fructuoasă, pentru că sunteți o generație de fete frumoase, tinere și trăiți în vremuri în care se pot face lucruri frumoase. Noi vă mulțumim foarte mult, pentru că este foarte important în viața oricărui om și în viața unui artist, mai ales noi care venim în urma voastră, celorlalte generații, să ne susțineți și să ne ajutați. Este foarte important pentru noi și atunci noi, într-adevăr, simțim că suntem iubiți. Adevărul este că acum la tine, o simt și pe Andreea, este foarte emoționată, eu la fel sunt de fiecare dată când vin aici la tine, pentru că respectul pe care vi-l purtăm este unul foarte mare. Din fericire, eu sunt nu numai o gazdă iubitoare, dar cred că simțiți că vă apreciez cu adevărat. Mi-a dat Dumnezeu o lipsă totală de invidie sau gelozie și n-am de ce, că frumoasă am fost, talentată am fost și am avut și o carieră mare. Și atunci mă uit la voi cu bucuria că după noi vine o altă generație de cavaleri în armuri strălucitoare și nu rămâne de izbeliște divertismentul românesc, ci noi, dimpotrivă. Noi sperăm din toată inima să fim la fel de iubiți și de apreciați. Și vă doresc și vă mai fac o urare pe care o fac tuturor solistelor din generația tânără. Vă urez la 66 de ani să arătați ca mine. Da! Mulțumim! Doamne ajută! Să ajungem măcar până la 66 nu, de ani. Nu, eu vă doresc mai mult decât atât. Să ajungeți frumoase. Să te audă Dumnezeu. Așa încât cu toată dragostea. Și să ne dragoste. Țină mintea luminată, să nu o luăm pe arătură. Cine Doamne știu ajută. Să aveți o carieră superbă. Sper că timpul vă permite să mai stați puțin. Aș vrea să mergem mai departe cu emisiunea. Dacă nu, eu vă mulțumesc pentru participare. Mă bucur că ați venit și m-aș bucura din inimă să mai veniți. Cu mare, mare drag. Cu adevărat m-aș bucura. Mulțumim frumos pentru invitație. Stimați prieteni, o să invit în platou acum două artiste. De asemenea, aparțin casei de discuri Cat Music. Este vorba de Jasmine și Betty Blue. Bună ziua! Bine v-am găsit! Tu ești Jasmine, da? Da. Eu vă văd prima oară, îmi face plăcere să vă cunosc. Tu ești nu. Betty Blue. Da. Hai să ne uităm la camere aici. Din informațiile pe care le-am primit de la Cat Music, știm că Jasmine este elevă în cadrul a două licee și că în paralel este elevă la clasa de canto a Crinei Mardare. În plus, este și eleva unui club de dans sportiv. Sigur, sunt curioasă cum le face pe toate, dar de ce la două licee? Sunt elevă externă la Liceul de Muzică George Enescu la pian și teorie muzicală, iar de învățat învăț la școala britanică Mark Twain International School. Deci muzica o fac într-o parte și școala în sine în altă parte. Right. Yes. Ca să... right. Și tu, Betty? Despre tine știm că ai moștenit talentul în muzică de la tatăl tău, cunoscutul Florin Salam, care cântă extraordinar. Eu am 4 soliști din acest gen de muzică pe care îi ador. N-aș putea să cânt ca ei niciodată, dacă aș putea aș cânta de toate. Dar nu pot. Nici popular, nici... eu cânt ca mine. Da, bun. Eu de-aia nu am ales genul ăsta de muzică. E foarte, e foarte greu. E foarte, foarte recunoaște greu. Recunoaște că e recunosc foarte că greu. Recunosc că e greu, recunosc. Trebuie să te naști cu floricelele exact. Alea în gât, mm-hmm. pe care le faci de la naștere sau nu le faci, că alea nu se învață. Bun, deci, Betty știu că se bucură de un succes incredibil. Prima e piesă lansată în 2014. Are peste, atenție, 11 milioane de vizualizări pe YouTube. Totuși, fată deșteaptă, ea nu-și neglijează școala fiind elevă în clasa... A șaptea, din păcate, pentru că atunci când a murit mama, eu am stat un an acasă, pentru că nu
puteam să merg la școală, pur și simplu nu mă simțeam ok și am zis să stau puțin acasă să-mi revin și după aceea să continui școala. Ai făcut foarte bine. Da. Cred că te-au înțeles și profesorii și directoarea școlii. Da, da, și le mulțumesc. Sigur că da. Dacă nu mă înșel, piesa pe care ne-o cânti este dedicată pentru mama, memoriei. Pentru mama, da. Pentru mama. Dumnezeu să o odihnească. Vorba lui bătrânul Will, totul e bine când se termină. Cu bine. Cu bine. Cu bine. Da. Acolo sus, sus, unde îngerii te-au pus, te aud când mă strigi, chiar dacă nu ești aici. Ascultăm piesa în culori și mai vorbim. Tot în culori. Și dacă într-o zi mi zâmbi, până la soare cu tine aș fugi printre nori, în culori. E conacul tău? Da, da, da. Da, 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 da. Da. E bună emisiunea, opriți timpul? Da, 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 da. Da, da. Pe tine am să te rog, Beti, să iei loc lângă, uite, lângă Mihai. Și deocamdată vreau să o ascultăm pe Jasmin, care e foarte frumoasă și mulțumesc, ea. Mulțumesc frumos. Ce ai să ne cânti? Piesa se numește De povestit, este noul meu single. Este o piesă de dragoste lirică dedicată tuturor îndrăgostiților. Ce fete frumoase avem în România, ce copii talentați, doamnelor și domnilor. Haideți să-i aplaudăm pe toți. Așa cum mă pierd în fața ta, sunt mesc atunci când îmi scrii, dacă pleci aș suferi. Azi de la ora 3 te văd dans cu colegii mei și ca de obicei mă ascund de ochii tăi. Bate așa inima, nu mă prinde, e cu ea mai topit, nu e ușor de povestit. Bate așa
Mulțumesc frumos, Jasmin! Mulțumesc și eu! Betty, aș vrea să te invit pe tine în mijlocul platoului acum, frumoasa mea, vorba cântecului. Te rog să poftești și să ne spui ce ai să ne cânti. Am să vă cânt Acolo Sus, așa se numește melodia. Și este făcută de Speak, îi mulțumesc foarte mult. Și să cântăm, să vedem dacă vă place. Deci este vorba de piesa dedicată mamei sale. Betty Blue, doamnelor și domnilor! Aceeași cameră, singură în pat, urăsc momentul ce ne-a separat. Au fost prea multe de suportat, încă te aud, te văd de când tu ai plecat. Și mi-e tare, tare dor să mă alinți, să mă trezesc lângă amândoi părinți. Îmi doresc să adorm, să te revăd, să fii iar aici. Te simt când nu-mi e bine, am nevoie de tine, promit. Să te mândrești cu mine acolo sus, sus, unde îngerii te-au pus. Te aud când mă strigi, chiar dacă nu ești aici. Acolo sus, sus, printre stele te-ai dus. Ne privești zi de zi, mândră de ai tăi copii. Acolo sus, fata trece peste. Am suferit prea mult, am învățat din tot ce mi-ai zis să fac, nu uit de unde am plecat. Și mi-e tare, tare dor să mă mai cerți, că n-am făcut ordine la mine în cărți. Te iubesc prea mult, îți mulțumesc că ai grijă de toți. Te simt când nu-mi e bine, am nevoie de tine, promit să fac tot ce mă ține. Bravo, copil frumos și îngeraș de fetiță. Bravo, scumpă. Mulțumesc mult de tot. Ești tare frumoșică. Și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ai trecut cu bine. Da, îi mulțumesc. Câți ani avea mămica când s-a pierdut? Foi 26, 27, cam așa. Nu mai țin minte exact pentru că eram foarte mică când s-a întâmplat. Asta e, trebuie să trecem peste. Sigur. Toți avem câte o încercare. Uite-te, te rog, la camere să te vadă lumea. Vino încoace, cât ești de frumușică și te felicit pentru tot ce faci. Mulțumesc, mulțumesc mult. Și ține-te de treabă, mă țin, da? Mă țin, da. Promit că mă țin. Te-am pupat. Mult. Betty Blue! Stimați prieteni, înainte de a merge mai departe cu ediția specială de astăzi dedicată casei de discuri Cat Music și
deosebit de talentaților artiști pe care îi reprezintă. Vreau să fac și eu puțin promo la emisiunea Opriți Timpul și să vă spun că duminica viitoare va fi ziua mea și tare m-aș sărbători aici în platou. Tare m-aș face o emisiune extraordinară. Vă dau de pe acum întâlnire, am să vă aduc aminte și la finalul emisiunii, vă dau de pe acum întâlnire duminica viitoare, când voi avea ocazia, în fine, după 4 ani, să-mi lansez și eu un album nou. De fapt, este un dublu album, un dublu CD. O să vedeți atunci despre ce e vorba. Sper că va fi, sau că voi reuși să vă ofer și eu o ediție specială alături de câțiva invitați, dar mă voi răzbuna și voi cânta vă 8 cântece. Așa că vă rog să vă pregătiți. Vreau să le mulțumesc din inimă prietenelor noastre, Lavinia și Andreea Bănică, împreună cu colegii, să le mulțumesc și noi îți mulțumim din suflet. Să le mai admirăm o dată cât sunt de frumoase. Te rog, poftește. Mulțumesc, așa, doamnă. Nu, Corina, vă rog frumos. Da. Îți mulțumim din suflet și mă bucur, ne bucurăm tare mult că ne-am revăzut. Că ne-am revăzut, da. Și dacă îmi dai voie, vreau să mulțumesc și eu Cat Music pentru realizarea acestui videoclip la noi production, Live Artist, lui Florin Nedelcu. Și să vă spun să intrați pe pagina mea de Facebook, Lavinia Oficial, și să vedeți cât mai multe lucruri acolo. Ce bine! Te îmbrățișez! Andreea, îți mulțumesc din suflet că ai găsit timp să vii. Te felicit pentru tot ce faci. Îți doresc să fii sănătoasă, să te bucuri de familie și de mult, mult succes în continuare. Mulțumesc din suflet și să nu uitați că cineva acolo sus vă iubește și vă transmite la mulți ani de pe acum. Să mulțumesc, fiți sănătoasă, frumos. Să ne încântați privirile de fiecare dată, nu mulțumesc numai nouă, ci și celor de acasă. Mulțumesc din inimă. Mulțumim. Ei, stimați prieteni, acum vor coborâ treptele emisiunii Opriți Timpul o trupă și o solistă. Toți sunt tineri, frumoși, talentați, pregătiți să ne inunde platoul de bună dispoziție. Este vorba de Simona Nae și trupa The Dada! Să rămână! Bine ai venit! Ce faceți? Bine v-am regăsit! Bine ați revenit, băieți! Să rămâne, bine v-am regăsit! Bine ați revenit! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Foarte bine! Așa e frumos! Băieți, haideți mai la lumină! Poftiți, vă rog! Bine ați venit, în primul rând! Bine că ne revedem! Cu drag! Chiar glumeam înainte de filmare că numele trupei Dada, The Dada, a venit, într-adevăr, am aflat astăzi, a venit de la faptul că spui e Dada. Exact. Așa? Și la faptul că când vrei să confirmi ceva, nu spui niciodată doar da, spui da, da, cum să nu? Cum să nu, da. Sau încă o dată spui da, da. Da, 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 exact. Da, exact. Ce faci, scumpa mea? Ești ca un păpușel adorat. Mulțumesc frumos. Un fel de Barbie mic. Mulțumesc. Și blond și da. Frumos. Mulțumesc. Bravo, Simona. Sunt curioasă cine a avut ideea acestei colaborări, pentru că mi se pare cât se poate de potrivită. Noi suntem colegi la același management și, bineînțeles, că ne-am dorit de ceva timp să facem o colaborare și, fiind împreună la același studio, la Boeri Bibescu, cel care a făcut și piesa, am reușit să facem acest frumos cântec și această minunată colaborare. Eu sunt foarte mulțumită, sper că și ei la fel. Îmi dă dreptul încântați, oricum. Da. Nouă ne place foarte mult piesa și se pare că a ajuns la inimile oamenilor și asta ne bucură foarte mult. Așa este și eu zic așa, să ne mai vorbiți despre proiectele voastre și unde vă găsește lumea, sigur. Lumea ne găsește pe internet, unde ne întâlnim cu toții pe Facebook, exact. Căutați trupa Dada sau Simona Nae, foarte simplu. Simona Nae Oficial pe Facebook. Simona Nae Oficial, la noi e trupa Dada, e foarte simplu de căutat. Sigur. Ne găsiți prin cluburile din centrul istoric din București, noi, o să vedeți acolo pe Facebook, avem anunțate majoritatea concertelor.
Și în curând o să lansăm și o piesă nouă. Nu vă dăm foarte multe detalii, o să fie o surpriză. Vă spunem doar că se cheamă Hello și că o să fie foarte, foarte tare. Ascultăm piesa în culori și mai vorbim tot în culori. De Dada și Simona Nae. Pește-te așa de inima mea că strigă într-una, strigă ca nebuna, fără tine nu-i tot una. N-avem loc de a-ți la mijloc, ne e bine, că o infericire. Nu pleca, nu te mai îndrăca, știi bine, ce mai bun acum vine. Ce de baloane colorate aveți, dragă, la videoclip. Vai, ce da. Frumos e. Păi este frumos să privim viața în culori și colorată. Așa este. Nu? Unde l-ați filmat? Spune tu, că eu nu știu locația exactă. Undeva pe DN1? Este filmat, da, Royal Horse. Sunt cu căluți, foarte frumos. Și să spun așa, o locație de bază. Mie îmi plac foarte mult cai. Fac și echitație. Și acolo parcă am găsit tot ce ne-a trebuit pentru videoclip. E un conac superb. Un conac, da, foarte superb. Frumos. Da, chiar foarte da, mișto. Da. Eu n-am vrut să zic asta da, pe post, da, de asta am spus că nu vreau să zic locația exact, am lăsat-o pe Simona să zic. Că... E chiar acasă la tine? Da, bineînțeles. Da, da. E conacul tău? Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. E în regulă. Și ați avut o grămadă de amuzament la filmare, nu mă îndoiesc. Da, și peripeții și amuzament, de toate. De toate. De toate, da. Important e că vorba lui bătrânul Will... Totul e bine când se termină. Cu bine. Cu bine. Da, așa e.
Dragii cu mine. Mei... Să termină cu mine. Exact, exact. Chiar cu tine să vă încheie această emisiune și cu voi. Stimați prieteni, înainte de a ne despărți, vreau să mulțumesc Cat Music pentru că ne-au facilitat întâlnirea cu o coroană de artiști frumoși, tineri și talentați, cu un viitor foarte frumos și bun înainte. Vreau să mulțumesc Laurei Puia pentru că ne-a ajutat din suflet. Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această ediție specială a emisiunii Opriți Timpul. Nu uitați să urmăriți emisiunile noastre pentru că, iată, vă aduc aminte, la ediția viitoare, Mobila Dalin oferă unui telespectator această canapea rustică splendidă pe care să știți că se poate și dormi. E suficient de largă foarte și frumoasă. De... foarte frumoasă. Suficient, dar trebuie să ai spațiu undeva să o pui, că e voluminoasă, dar la e splendidă. La mine e sufragerie, e beton. E bună, nu? Am foarte mult spațiu. Așa. E ok. Mulțumesc tuturor. Nu uitați, duminica viitoare la ora 2, ediția specială de ziua mea împreună cu invitați, unde îmi voi lansa și noul meu album, dublu album, care se numește Hai, hai, lângă mine stai. Până atunci v-am pupat, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o duminică plăcută în continuare și desigur vă las în compania formației care dă întotdeauna tonul pozitiv, pentru că la întrebarea e bună emisiunea Opriți Timpul, toată lumea va răspunde da, 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 da. Și atunci o iau pe Simona lângă mine și vă las în compania formației The Dada. Și tu din casă, probabil n-ai văzut că viața e frumoasă și te-ai îngropat în acte datorii și nu mai mergi de mult ritmul inimii. Hai, adu-ți aminte tot ce ai declarat după două beri băute și un film rulat. Când ți-ai promis că viața ta se va schimba, dar trebuie să o ajuți, hai fă și tu ceva. Oh, orice s-ar întâmpla, soarele tot o să ajungă și pe strada ta. Ce spun, nu mai da înapoi, că ai drumul tău în față plin de experiențe noi și bună. Normal că pare complicat, dar e mult mai simplu după ce ai încercat. Hai, fii mândru că ai reușit să faci până acum cam tot ce ți-ai dorit. Și ăsta e momentul tău, fii fericit, pune-ți grijile în stand-by și lasă-l peripit. Peripit, pi, peripit, peripit. Oh, orice s-ar întâmpla, soarele tot o să ajungă și pe strada ta. Hey. Și dacă nu are sări, probabil nu te uiți pe geamul potrivit. N-ai, n-ai, n-ai cum să dai, dai, dai timpul urmă, așa că hai, hai, hai. Lasă grijile în stand-by, bye, bye. N-ai, n-ai, n-ai cum să dai, dai, dai timpul urmă, așa că hai. Trebuie să stai departe, în lumea asta binele învinge de departe. De departe, de departe, de departe, de departe.
meargă și pe strada ta, hey. Și dacă nu are sărit, probabil nu te uiți pe geamul potrivit. Mulțumim, mulțumim!